să considera părinte, să-ți mulțumesc două amă cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fii un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mă. Dragi prieteni, de această dată suntem în Goloiești cu o surpriză frumoasă pentru domnul Petru, care astăzi este sărbătorit. O surpriză venită cu toată dragostea din partea familiei, așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să-i urăm toți un la mulți ani. Dacă doriți și dumneavoastră să faceți o asemenea surpriză cuiva drag, contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ați venit! Pe domnul Petru îl căutăm! Da, eu, la mulți ani vă spunem. Vă mulțumesc. Am să vă rog dumneavoastră să mă ajutați, puneți acolo pe masă, că este pentru dumneavoastră cadoul. Domnul Petru, noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași, știind astăzi că sunteți sărbătorit, știind că împliniți o frumoasă vârstă, venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea unor persoane dragi dumneavoastră. Și am să vă întreb, dar cum vă bănuiți dumneavoastră ceva? Cine va pregăti surpriza? Cred că fetele. Așa credeți dumneavoastră, fetele să fie oare? Așa cred. Nu știu ce să zic. Fetele o să fie? Fetele, cum mă iubesc. Tortuleța este pentru dumneavoastră. Iar acum a venit momentul cel mai important, să aflăm din partea cui vine această surpriză, dar cel mai important ce au astăzi să vă transmită. Iar mesajul spune așa: dragă soț, tată și bunic, cu ocazia zilei acestei speciale, noi toți cei dragi ne-am adunat să-ți dorim un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate și fericire. Poate nu au fost zile bune între noi uneori, dar să nu uiți că orice ar fi, suntem aici pentru tine și te iubim nespus de mult. Ne bucurăm că te avem în viața noastră și că ne ești sănătos. Vrem în această zi specială să te felicităm cu toții și să fim alături de tine. Să nu uiți că pe noi, pe toți, te poți baza oricând, indiferent de situație. Ne bucurăm că putem fi alături în această zi minunată pentru tine, cât și pentru noi. Vrem să-ți urăm un sincer la mulți ani, cu sănătate și nu uita că te iubim nespus de mult. Astăzi, cu toții, vrem să-ți mulțumim pentru toate câte faci pentru noi. Te iubim din toată inima noastră și noi avem cuvinte de recunoștință pentru toate câte faci pentru noi. Surpriza vine cu drag din partea soției Violeta, din partea copiilor Marian, Florentina, Mădălina și a nepoților David, Andreea, David și Teodor. La mulți ani! Vă mulțumesc! Din partea celor mai dragi ai dumneavoastră, celor mai scumpi ai dumneavoastră. Da. Iar acum, dacă te avea să-l spune și neastră ceva. Da, le doresc sănătate, multă fericire, să este Domnul în viață și gândesc să-l împlinească Dumnezeu. Chiar dacă anii au trecut, n-au trecut în zadar, domnul Petru. Aveți copii, aveți nepoții, de acum cu toții vă iubesc, vă respect și de acum dumneavoastră să fiți sănătos, le fiți aproape, că asta este cel mai important. Iar acum să știți că nu a fost tot. Noi pentru noastră mai avem și o melodie pregătită din partea dumnealor, o melodie care doresc să o ascultăm împreună. Ia să vedem dacă au ales fetele ceva pe sufletul dumneavoastră. Dumneavoastră ce credeți? Să-ți mulțumesc două amă cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fii un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mă.
mulți ani vă spunem, domnul Petru. Mulțumesc, să rămână. Sănătate multă vă dorim și să aveți mereu persoanele dragi alături de dumneavoastră, că asta contează cel mai mult. Atunci când îi aveți aproape și aveți cu cine să vă spuneți și bucuriile și tristețele. O zi cât mai frumoasă, în continuare, vă spunem. Și surprizele sunt tot continuă astăzi. Cine știe ce mai aveți pregătit? Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.